Cele 8 zile de sărbătoare de pe Colina Patriarhiei au ajuns astăzi la final, un praznic la care au participat peste 60.000 de credincioși. Pentru organizarea și buna desfășurare a hramului au fost implicați reprezentanții ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și ai autorităților publice. De asemenea, au fost mobilizați și peste 300 de voluntari clerici, alți 150 de voluntari din organizațiile de tineret, 10 de reprezentanți de la protopopiate și parohii, precum și studenți teologi, s-au implicat în buna desfășurare a evenimentelor. Anul acesta, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, a fost organizată în perioada 21-28 octombrie. Pelerinajul a avut loc cu respectarea rigorilor impuse de restricțiile sanitare. Acest lucru a presupus și un traseu mai lung spre baldachinul Sfinților, precum și un număr mai mare de reprezentanți ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și ai autorităților locale care s-au asigurat că sunt respectate toate măsurile de siguranță și protecție. A fost o organizare exemplară. Aș dori să folosesc 3 cuvinte pentru tot ceea ce am trăit și au trăit credincioșii în aceste zile: pace, bucurie și binecuvântare. Cred că sunt 3 stări sufletești pe care 10.000 de credincioși le-au simțit în acest an, venind să se închine la racla cu Sfintele Moaștere. În această dimineață, pe calculele noastre, s-a ajuns deja la numărul de 60.000 de credincioși. Am observat acum la amiază că încă mai sunt credincioși care vin să se închină până de seară. Aș dori să mulțumesc și eu în numele Arhiepiscopiei Bucureștilor și în numele Patriarhiei Române, instituțiilor de stat care ne-au fost alături în acest an, începând cu Primăria Municipiului București, cu diferite departamente ale acesteia. Apoi doresc să menționez că Jandarmeria Română a Municipiului București, care ne-a fost de un real folos. În fiecare zi au fost aici 30-40 de jandarmi care au asigurat ordinea publică. De asemenea, Poliția Municipiului București, Brigada Rutieră, care s-a arătat foarte deschisă organizării evenimentului, serviciul de ambulanță la nivelul municipiului și celelalte instituții care au fost foarte deschise și au colaborat foarte bine cu Arhiepiscopia Bucureștilor. Pe tot parcursul sărbătorii, sectoarele social-filantropice ale Administrației Patriarhale și Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu protopopiatele din cadrul eparhiei, au oferit pachete cu alimente credincioșilor. Doresc să menționez o implicare directă, o implicare evidentă, începând de la organizarea foarte bună a rândului de credincioși care au așteptat, respectând normele în vigoare. Foarte mulți tineri, voluntari, studenți au fost prezenți aici pe dealul Patriarhiei timp de 8 zile. Am numărat aproximativ 130-150 de tineri voluntari care au fost de un real sprijin. Ei au asigurat oferea de măști pentru credincioși, oferea de dezinfectant, tot ceea ce a fost nevoie pentru respectarea acestor norme sanitare în vigoare în acest moment dificil prin care trecem al pandemiei. Sectorul social al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a implicat prin pregătirea a peste 20.000 de pachete alimentare care au fost distribuite credincioșilor pererini. De asemenea, Catedrala Patriarhală s-a implicat în mod direct în acest eveniment prin asigurarea, după fiecare sfântă liturghie, a anaforei și a aghiasmei. Fiecare protoierie a trimis în fiecare zi un număr de clerici care au avut o contribuție deosebită în organizarea acestui eveniment pastoral misionar. Traseul a fost stabilit de reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor împreună cu autoritățile locale. În acest an traseul a fost modificat, a fost ideea Jandarmeriei Române și a fost binevenită pentru că afluența s-a făcut pe aici, pe dealul Mitropolit, dar după aceea credincioșii nu au mai coborât tot pe dealul Patriarhiei, ci au coborât pe strada Patriarhiei spre strada 11 iunie. A fost un alt traseu gândit tocmai pentru a fluidiza accesul credincioșilor la raclele cu Sfintele Moaște. A fost o bucurie reală a celor care au participat în aceste zile la acest moment. Mi se pare un gând foarte important, acela al raportării noastre la viața Sfântului Dimitrie cel Nou, care păzește capitala țării românești, capitala României mai târziu, încă din anul 1774. Și acest gând al prefectului Părinte Patriarh Daniel ca în acest an, 2021,
alturi de Sfintele Moaște ale Sfântului Dimitrie cel Nou să fie aduse la închinare și Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, unul dintre cei trei ocotitori ai românilor aflați astăzi în afara granițelor țării, alături de Sfântul Ioan Casian și de Sfântul Dionisie Exigul. În seara aceasta, raclele cu Sfintele Moaște au fost așezate în Catedrala Patriarhală. Pentru a răspunde dorinței credincioșilor români din întreaga țară și din afara granițelor de a participa duhovnicește la momentele liturgice ale sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, televiziunea Trinitas TV și radioul Trinitas au transmis slujbele de la Catedrala Patriarhală.